aici, dacă vă duceți bine aminte, era deasupra era doar cerul. Nu exista nici acoperiș, nici structura care astăzi o vedeți aici că a fost montată. Suntem într-un stadiu bun al execuției acestor lucrări la fosta bancă Săsească, cum există în documente. E o lucrare destul de complicată pentru că este în centrul istoric al Brașovului și accesul este foarte greu și aprovizionarea și derularea de lucrări care necesită, ce știu eu, decopertări, desfaceri sau completări sau structuri de consolidat, trebuie să se lucreze cu grijă. Sunt și activități de natură comercială care se desfășoară aici în zonă și trebuie să avute grijă de toate aceste lucruri. Important este că, raportat la graficul de execuție, suntem în termenul pe care l-am stabilit. Această lucrare va trebui să fie gata anul viitor, în ianuarie. Și cred că se va întâmpla acest lucru, pentru că dacă astăzi, la 1 iulie, suntem în acest stadiu, practic în 7 luni de zile aici trebuie să fie totul gata. Lucrarea va arăta, clădirea atât pe interior cât și pe exterior, va arăta exact așa cum am stabilit în proiect. Și vom reda circuitului public o clădire cu o valoare istorică foarte importantă a Brașovului. O să trebuiască după aceea să stabilim ce vom face aici, pentru că deodată ne-am propus să o reabilităm așa cum a fost în documente, cum arăta în într-o anumită perioadă, cu toate dezafectările care au fost, necesare a fi făcute, pentru că aici s-au construit și multe lucruri care nu au avut nicio formă, niciun act, nimic, pur și simplu s-au tot adăugat. Și după aceea cred că putem aici să stabilim că vor funcționa activități, ce știu eu, culturale, publice, activități de natură, ce știu eu, turistică, evenimente și alte asemenea lucruri care se pot derula aici în această clădire. La nivel de mansardă s-a finalizat acoperișul, s-a finalizat termoizolația, mai avem doar zona liftului, care preconizăm că la sfârșitul anului să fie gata, casa liftului. Urmează să facem pereții de gipscarton, tavanele și instalațiile. În restul clădirii instalațiile sunt gata, urmează doar montarea aparatelor HVAC de climatizare și a radiatorului de încălzire. În principiu, ar trebui să trecem la finisaje în secunda în care vin aparatele. Montăm câteva zile și apoi trecem pe finisaje. Aici, cum a spus și domnul primar, urmează șapa perlitică, este o șapă ușoară, peste ea o să apice gresia și să coborâm ușor, ușor, treptat până la parter. Parterul o să rămână ultimul, având nevoie de trafic tot timpul. Și de fațade. Și fațadele s-au decopertat parțial, vise este tot, vise parțial, Republicii mai avem puțin și o să fie gata fațada de decopertat. Lucrările pentru refacere urmează la începutul săptămânii viitoare.